Dacă e marți, primiți un salut de la ziarul Bună ziua, Făgăraș! Cam fiecare săptămână acesta vine cu subiecte de interes pentru cititori. Și pentru că în acest sfârșit de săptămână au fost alegerile parlamentare, iar făgărășenii au avut de votat candidați la Senat și Camera Deputaților, săptămânalul Bună ziua, Făgăraș a luat pulsul votului și vă oferă toate informațiile. Cum s-a votat în Făgăraș, Victoria, dar și în satele țării Făgărașului, care au fost candidații care au câștigat la Senat și Camera Deputaților pe Colegiul 1. Ce formațiune politică a avut cei mai mulți susținători? Dacă s-au înregistrat incidente electorale? Cum a fost vremea în ziua votului? Dacă zăpada a îngreunat votul? Vă spunem săptămâna aceasta a 834-a oară Bună ziua, Făgăraș! Așa cum era previzibil și cum vi s-a spus deja la începutul acestei știri, ziarul se deschide cu rezultatele scrutinului electoral parlamentar în țara Făgărașului, un reportaj extrem de amănunțit și cu cifrele pentru toți cei care sunt interesați despre rezultate. Bineînțeles că avem și alte titluri în acest număr. Un reportaj realizat la prinderea almiților de sărbători în ajunul de Sfântul Nicolae și despre rezultatele judocanilor făgărășeni la festivalul de la București de judo. Mai sunt și alte subiecte pe care vă invit să le descoperiți și dumneavoastră. Lectură plăcută! Cele mai noi informații, program TV, sport, mica publicitate, toate le găsiți în săptămânalul orașului tău. Bună ziua, Făgăraș! De astăzi la toate chioșcurile de difuzare a presei.